Această rubrică vă este oferită de Sanador. Fiecare dintre noi s-a confruntat la un moment dat cu o durere de cap mai mult sau mai puțin severă. Deși rareori cefaleea este semnul unei boli grave, există cazuri în care durerea de cap este un important semnal de alarmă. Despre diagnosticul și tratamentul acestei afecțiuni discutăm cu doamna dr. Ioana Zamfirescu, medic specialist medicină de urgență. Bună dimineața! Bună dimineața! În ce situații poate apărea cefaleea și cum anume sunt localizate durerile? Cefalea poate fi o patologie de sine stătătoare și atunci noi o numim cefalee primară. Este cazul migrenei, cefalei de tensiune, cefalee de tip cluster. Există și posibilitatea ca cefalea să fie un simptom în cadrul altor afecțiuni. Acestea se numesc cefalei secundare și pot fi datorate unor patologie amenințătoare de viață, hemoragia subarahnoidiană, intoxicația cu monoxid de carbon, creșterea presiunii intracraniene datorată unor procese expansive intracraniene. Din punct de vedere al localizării, aceasta nu este extrem de specifică pentru gravitatea situației, dar în cazul cefaleilor primare există anumite localizări specifice. Cefalea unilaterală este de obicei migrenă, cefalea de tensiune are localizare bitemporală, iar cefalea cluster este cu localizare periorbitală. Pentru noi în camera de gardă, un aspect important este localizarea occipitonucală la nivelul cefei, care este cea mai frecventă localizare în cazul hemoragiilor subarahnoidiene, care este o patologie amenințătoare de viață, sau în cazul proceselor expansive cu creșterea de presiune intracraniană. Care sunt semnele de alarmă, practic, când o considerăm o urgență, noi pacienții sau noi cei din jurul pacienților? Semnele de alarmă sunt în funcție de tipul de cefale. Astfel, pacienții care își cunosc patologia au cefalee primară, migrenă, cefalee de tensiune, ar trebui neapărat să se prezinte la medic atunci când apar alte simptome asociate față de cele pe care le aveau, când caracterul durerii este altul, pacientul resimte altfel durerea. Sau când durerea nu se mai ameliorează la antialgicele uzuale. Deci asta este pentru pacienții cu cefalee primară. Pentru pacienții cu cefalee secundară, care asociază febră, status mental alterat, alte semne neurologice, tulburări vizuale, atunci, din nou, acestea sunt semne de alarmă și ar trebui neapărat să ne prezentăm la medic. Convulsii, sincopă, deci cefalea plus alte simptome. Ce fel este de un urgențe, semn de gravitate. Ce fel de urgențe debutează cu cefalea? Există o mare varietate de patologie care debutează cu cefalee. Sunt bolile cerebrovasculare, hemoragice, hemoragia intracerebrală, hematomul subdural, tromboza de sinus cavernos, accidentele vasculare ischemice. Sunt infecțiile sistemului nervos central, meningite, encefalite, abcesul cerebral. Există urgențe metabolice, hipoxia, hipoglicemia, urgențe toxice, intoxicațiile cu monoxid de carbon sau cele medicamentoase, antidepresivele, cel mai frecvent antidepresivele inhibitorii de monoaminooxidază, nitriții, nitrații, deci sunt foarte multe cauze de cefalee și inclusiv cauze reversibile mai ușurele, sinuzita, cefalea din hipertensiune arterială, cefalea postpuncție lombară. Este o varietate mare de patologie. Care este atitudinea în urgență? Cum se intervine? Primele măsuri, care ar fi? Primele măsuri pe care noi le luăm sunt toate vizate în a identifica pacienții care au neapărat nevoie de investigație neuroimagistică cât mai precoce. Deci dacă există simptome asociate de alarmă sau, cum am spus, dacă cefalea schimbă caracterul, atunci noi trebuie să efectuăm o neuroimagistică, fie că este tomografie, că este un RMN screening de stroke, se numește cel pentru accidentele vasculare, ca să identificăm în primul rând patologia care necesită intervenție de urgență. Apoi, după ce s-au exclus acestea, bineînțeles să tratăm simptomul, deci tratament antialgic, antimigrenos specific pentru cei cu cefalee primară. Doamna doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Cu drag, la revedere! Thank you.
Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.